Poveștile încep cu a fost odată ca niciodată, dar uneori refuzăm să credem că unele sunt reale. Foarte grav. Deci nu i s-a dat nicio șansă. Mi s-a spus că are șansă 1%. Am putea spune că viața e un joc, dar când zarurile sunt aruncate, norocul ține sau nu cu tine. Povestea lui Darius Perhaiță a început pe strada Corneliu Coposu din municipiul Sighetu Marmației. O greșeală majoră făcută de echipa Bird System Gaz i-a schimbat în totalitate viața comisarului de poliție Darius Perhaiță. La aproximativ 7 ore după prima explozie din clubul Eufobia s-a produs o a doua, asta deoarece gazul nu a fost oprit. Acum, la aproximativ 4 ani după acest incident, Darius luptă să-și recapete vederea. Suntem sădiți pentru a lupta. Muncim, nu privim în urmă, iar astfel poveștile prin viață. Tot ce știu acum este din ce mi-a povestit alte persoane. E personal, nu am de zis nimic. Mi-a spus că am plecat acolo, fiind trimis la o cercetare. Mă spune că a avut loc o explozie în cursul nopții. Drumul spre recuperarea forțelor pierdute a început în Thailanda. Cu ajutorul medicilor, Darius a făcut un pas important spre a-și duce la bun sfârșit povestea. În Thailanda a făcut un implant cu celule STEM, urmat de săptămâni de recuperare la București. A fost bine, mi-a plăcut. Este o procedură medicală nouă, care nu este omologată peste tot, în Europa cel puțin nu este omologată, dar, după cum zicea și Darius, nu putem aștepta 10-15 ani până când se va omologa procedura respectivă. Când vine vorba de recuperare, pe chipul lui Darius se poate citi cu ușurință entuziasmul. Acest împrător, sper să mă ajute la vedere și în general la recuperare. Se simte foarte bine după ce mi-am dat seama. Nu a reacționat negativ, chiar am văzut oarecare îmbunătățire. Noi aici? Eu stau lângă tata. La fel ca în basme, protagonistul poveștii, Darius, a luptat din răsputeri pentru a trece probele. La 38 de ani, Darius are 2 copii. Cei 2 fii ai regelui au citit cu siguranță povestea, însă finalul lasă loc de noi scenarii. A fost greu, a fost foarte greu. Cel puțin cel mare are și foarte marcat. Lucrurile s-au schimbat pe strada Corneliu Coposu pe parcursul celor 4 ani de la explozie. Dar povestea lui Darius este încă și astăzi în amintirea locuitorilor din Sighetu Marmației. Eu eram acasă, sora mea era în club în seara aceea, eu și mama ne-am panicat. A zis că era fix înainte cu vreo 2 minute să se întâmple explozia, vrea să meargă la baie, dar s-a simțit rău și s-a pus jos. Da, mă amintesc. Nu în mare măsură, dar puțin îmi amintesc despre explozia asta, știu că a fost o victimă. Nu știu, în orice caz a fost o neglijență destul de mare din partea cui a fost. Foarte multă agitație, oameni răniți, speriați, panică. Un om inteligent, plin de viață și iubitor de sport. Așa îl descrie și astăzi mama lui Darius. La sală îi plăcea mai mult. Și alergare, mersul cu bicicleta. Lupta continuă, iar Darius își pune mari speranțe în viitor. O să vreau cu o familie într-o vacanță. Mi-a plăcea mai mult la munte.
Regele tata!